Nimeni nu-i ca Domnul, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nici în altă parte a grandiosului univers pe care mâna Domnului l-a lucrat. Oamenii pătrund în spațiu în zilele noastre până la 13 miliarde de kilometri. Și acolo sunt alte și alte planete. Dar cum că Dumnezeul nostru guvernează peste tot, din imensitatea planetelor, Dumnezeu a ales pământul ăsta într-un mod special. L-a îmbrăcat frumos, așa cum o gospodină pune lângă scaunul pe care stă un covor frumos, lângă pat un covor frumos, sau în casă un covor frumos. Dumnezeu, în sfințenia Lui, a îmbrăcat pământul cu cele mai frumoase și minunate culori, pentru că l-a preferat să fie așternut al picioarelor sale. Glorie Lui! Dacă aici ne rotim privirea și vedem, cum zice poetul de cântare, când îmi înalț și văd minunea, păi specialiștii spun că cel mai greu poți să obții culoarea verde și pentru Dumnezeu cel mai ușor, tot pământul l-a îmbrăcat în verde. Mărească-i să numele! În citirea pe care a citit-o fratele înainte, din Marcu 2, acolo am văzut o minunăție, că oamenii au întrebat și au zis în ei, mirindu-se, niciodată n-am văzut așa ceva. Dar ce au văzut ei? Au văzut o vindecare, au văzut un lucru minunat, care era de altfel dublă vindecare. Întâi de păcate, apoi de neputințe. Dar dacă ne întoarcem la Matei, să citim în acel minunat cuvânt despre furtuna pe mare, oamenii, când au văzut că pe Iisus îl ascultă vântul, îl ascultă marea, s-au întrebat, ce fel de om este acesta? Apoi, cine este acesta? De la ascultă și vântul și marea. Și aș vrea să zăbovesc puțin în dreptul acestui minunat cuvânt. Cine este acesta? Ce fel de om e acesta? Niciodată n-am văzut așa ceva. Niciodată nu s-a văzut pe pământ un om asemeni lui Iisus. Glorie Lui! Dar, dragii mei, cine era Iisus? Un vechi cântăreț a compus o cântare și întreba și zicea în ea despre acest lucru, cine e Iisus.
El zice, toți ar trebui să știm cine e Iisus. Toți. Dar nu știe adesea ori și cei ce predică, nu toți și nu totdeauna li se descopere cine e Iisus. Dar cei smeriți capătă harul să-L cunoască. Glorie Domnului! Dragii mei, aș vrea puțin să trecem prin filele Scripturii și să vedem cine e Iisus. Luăm de prima dată Genesa, capitolul 1, și ne spune cuvântul: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Apoi, asta e ca o prefață, pământul era gol și pustiu, peste fața adâncului de ape să mișca Duhul lui Dumnezeu. Dar acum începe opera, adică începe crearea lumii aceștia. Și pentru aceasta e un cuvânt însemnat acolo care scrie: Dumnezeu a zis să fie lumină. Și n-a apărut lumina. Nu deodată s-a făcut lumina, ci cuvântul ne spune și a fost. A fost. Adică întotdeauna a fost lumina. Noi ne ducem cu gândul că lumina o primim de la soare în mediul în care noi trăim. Dar și aici trebuie să corectăm ceva. Lumina nu-i la fel peste tot. Am văzut azi dimineață vârful acestor munți cu soare și aici în vale era umbră deasă. Apoi dacă te urci pe un vârf de munte ca muntele Omu sau alți munți înalți, acolo soare în plin și în vale încă ard luminile. Dacă te urci în avion, bate soarele pe tavan și te uiți și cunoști orașele după becurile de pe străzi, că-i noapte curat încă jos. Deci numai la 13 kilometri în aer și altceva lumina. Dacă eu am fost la Westeros, eram în luna septembrie, la ora 10:30 se băteau zorile. Și la două era noapte. Atât. Dar dacă merg pe cercul polar, atunci 6 luni noapte și 6 luni zi. Dacă treci acolo și stai pe cercul polar, îți fixezi ceasul după soare. Un singur minut are noaptea în 22 iunie. Când s-a făcut tot 0, 4 zerouri pe ceasul tău, atunci soarele a coborât după pământ. Și când numeri până la 60, când ai zis 60, s-a apărut o minut, unu, lângă cele 3 zerouri de dinainte, soarele e sus și să zvârle de pare că-i auzi vuietul ca și cum ar face vu, vu. Și m-am gândit atunci de unde a cunoscut omul lui Dumnezeu în salmi soarele să zvârle. De unde a știut el asta? Dar ăsta e adevărul. Până când, de când eu vorbesc acum, soarele-i sus, în altul cerului. Vedeți? Nu tot la fel e lumina. Nici asta nu se raportează cum noi credem că într-adevăr a fost
7 zile, 6 zile la creare, la crearea lumii, ci a fost zile pe care Dumnezeu le-a măsurat. De exemplu, în ziua întâi n-a fost soare, n-a fost stele, n-a fost lună, dar a fost lumină. În ziua a doua n-a fost nimic să lumineze, dar a fost lumină. În ziua a treia n-a fost nimic să lumineze, dar a fost lumină. De-abia în ziua a patra a răsărit, după ordinul dat de Dumnezeu, pe cer, soare, lună, stele, glorie Domnului Iisus. Dar ce lumină a fost lumina aia? Este acea lumină despre care în Evanghelii s-a întrebat: cine este acesta? Lumina cea de la început, lumina întregului univers a luminat, și lumina aceasta a amintit fratele din 1 Ioan că la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul sau cuvântul era Dumnezeu. Și aceasta, mai jos scrie, a fost lumină. Dumnezeu toate le-a făcut prin El, prin lumina aceasta, și prin El ne-a făcut și pe noi. Glorie Lui! Atât e de important să-L cunoști pe Iisus. Dar acest Iisus, deși era totdeauna, n-a fost voie ca omul să-L cunoască. Și nu-L cunosc oamenii nici azi. Citim în Coloseni, capitolul 1, cu 26. Vreau să zic, dar, spune apostolul Pavel, vreau să zic, dar, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, și acum e ascunsă, dar descoperită sfinților săi, celor cărora Dumnezeu a vrut să le facă de cunoscut care este taina aceasta, anume Hristos în voi, nădejdea slavei, glorie Lui. Și apoi, în multe alte locuri din Scripturi, arată că Iisus e o taină ascunsă. Ce minunat e să te atingă această taină! Ce minunat e să poți crede în El! Ce minunat și bucurie au fost azi, când sufletele astea ieșite afară plângeau, îl simțau pe Domnul Iisus, adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. Măriți să fie Domnul! Numai omul să vrea să se lasă. Am întâlnit un bărbat aici care mi-a spus: ai fost odată în biserică pe Lupeni și fiindcă mulți au vrut ca să iasă în față, eu m-am gândit, îți prea păcătos, eu nu ies în față. Și pare că ne-ai citit gândul și ai spus cei care nu iasă dintr-un motiv sau altul, sau că li rușine, să pun o mână pe locul cu durerea și una să o ridice către Dumnezeu. Cum pot ei și Dumnezeu să vă vindece acolo unde sunteți? Și spune el: eu nu am fost pocăit, eu nu, dar am crezut, Dumnezeu mă poate și aici vindeca. Eu nu putem purta o mână deloc. Și atunci, cu mâna aia la alta, am pus aici pe umăr. Am simțit că Domnul s-a atins de mine. De atunci mereu sunt un fior care trece prin cap până în picioare când mă rog. Dar încă nu m-am botezat. Tot aștept să sosească un moment. Omule, să nu te înșeli, că momentul poate trece și tu rămâi nebotezat
și-i bai. Dar el spune, știi ce s-a întâmplat? Atunci am simțit numai atât și a doua zi, fără să-mi dau seama, am putut întinde mâna, am putut apăsa butoane, am putut lucra și în ziua aceea, deși mi-am pus totul pe masă să mânc, am băgat înapoi în frigider și m-am dus și am adunat, nu știu, 12 arii de luțernă în ziua aceea, că mâna mi-a fost sănătoasă. Altul îmi spune, fratele Barac, te-ai rugat pentru nu știu care, care nu auzea de timp lung și când s-a dus acasă, imediat a auzit pe cei din casă cum vorbesc. O altă soră de telefon acum în zilele trecute, când te-ai rugat pentru cutare, avea aici un mijel din ăla urât mare și era în pericol să aibă un cancer la ochi. A doua zi, nici locul nu s-a mai cunoscut. Păi cine face astea? E ăsta pe care în Scriptură îl găsim că se mirau oamenii și întreba ce fel de om e omul ăsta. Omul ăsta era fiul omului, nu era un om real, exact, deși era ca noi în toate, dar el era fiul omului, Baraba Eșa, fiul omului. De aceea, când a fost vorba să facă alegere, preoțul îl cere pe Baraba, că Baraba însemna fiul tatălui, fiul celui mai mare, fiul părintelui. Probabil el era fiul de mare rabin, cu mare influență, de aceea a putut face revolta în Ierusalim și a omorât soldați romani când a intrat Pilat acolo ca guvernator. Dar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos era tot Baraba Eșan, fiul omului, și el acum avea în față două persoane cu același nume, numai că Baraba, fiul celui mare, promitea libertate, promitea prosperitate, promitea eliberarea de romani. Ăsta alalt, fiul omului, nu promite nimic aici în lume. Dimpotrivă, cine vine după mine va avea de suferit. N-am casă, n-am unde îmi pleca capul, dar dacă cineva vine după mine, ăla va câștiga viața veșnică. Apoi oamenii totdeauna aleg ce văd, ce e aproape. Dacă cineva promite o prosperitate, câți nu s-au înșelat, că au băgat banii, că nu știu cât câștigă și n-au câștigat nimic, a pierdut și ce-o băgat acolo. Dar Iisus, dacă în contul lui pui, apoi câștigi viață veșnică, slăvească-i să numele. Dragii mei, Iisus acesta, despre care întrebă oamenii, cine El este prezent oricând? El a murit, dar a înviat, a fost răstignit, a fost băgat în mormânt, a treia zi a înviat și tuturor celor ce cred în El le dă dreptul acesta, ca în marea zi, când arhanghelul va suna cu trâmbița cea mare, cu glasul lui, cu vocea lui Iisus și glasul unui arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu, cei din morminte să iasă afară, că Iisus ăsta de care noi vorbim, El coboară din slavă cu cortul lui Dumnezeu, numit Ierusalimul cel nou, care mama noastră spune în Galateni 4. Dragii mei, El coboară din slavă și îmbracă pe cei din morminte în trupuri nemuritoare, pe cei vii la fel,
ca și cum ai pune o altă ladă peste o ladă. Așa ne îmbracă și trupul ăsta va fi înghițit de trupuri care nu mai mor. În felul acesta noi vom fi pururi cu Domnul. Noi beneficiem azi și beneficiem veșnic dacă îl credem pe Iisus. Mărească-i să numele. Am văzut oameni care au fost oloși din naștere și n-au putut mere niciun pas. Și la rugăciune s-a coborât Iisus prin Duhul Sfânt și i-a făcut să umble. Mărească-se Domnul! Am văzut băiat cu o dioptrie mare în Biserica Baptistă pe Măgăranului. În timpul predicii l-am chemat să vie în față și când m-am rugat pentru el, am zis și către păstorul lor, către Florin Căpățână, hai aici, tu ești păstor aici, pune și tu mânuț aici. Și ne-am rugat și am luat ochelarii jos de la ochi și a citit în Biblie mică un capitol și versetele de pe păreți. Până astăzi nu mai poartă ochelari. Și astăzi e mare, la 20 de ani, slăvit să fie Domnul. Am văzut bolnav de cancer la ficat. Era ca o aripă de liliac, nu mai avea carne pe el. Și la o singură rugăciune, coborându-se harul peste noi în timpul rugăciunii, Iisus l-a vindecat, s-a sculat și a ieșit singur și a coborât treptele casei singur. Și când se urce nu putea, nevasta-l ajuta să ridice un picior, să-l pui pe treaptă să vie în casă. Am văzut minuni mari pe care le face ăsta despre care se întreba. Niciodată n-am văzut așa ceva. Păi de câte ori n-am văzut eu minunile lui Dumnezeu și cu mine mii de frați, slăvit să fie Domnul Iisus. De câte ori n-am simțit pe Domnul în adunare și astăzi eu cred că l-ați putut simți cei care ați fost prezenți și de dimineață și acum după masă în vestirea cuvântului prin prea iubitul frate. N-ați simțit fiorii sfinți? N-ați simțit pe Iisus? Eu cred că da, eu l-am simțit că-l iubesc. Dacă-l iubești pe Iisus, tu trebuie să-l simți și acum. Mărească-se Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, timpul se apropie de încheiere, după cum a spus frață, pe la 5 să încheiem. Dar înainte de încheiere, frață, au promis că ne vom ruga pentru bolnavi și nu vreau să calc cuvântul lor. Ne vom ruga pentru bolnavi. Dacă sunt, dacă doresc și dacă vor cineva să vină în față să ne rugăm pentru ei, ne vom ruga pentru ei. Dar eu am încredere, de atâtea ori am făcut asta, acolo unde ești, ridic o mână sus și o mână pune-o pe boala ta și noi strigăm și Iisus vindecă, glorie Lui! Mulți au așa o bază. O, dacă a venit fratele ăla sau ăla să pună mâna pe mine, eu vă spun că Domnul lucră prin oameni, dar oamenii nu lucră, numai Domnul lucră, glorie Lui, darurile sunt ale Domnului și-s date bisericii spre desăvârșirea sfinților în Hristos. Orice dar nu e a omului, e a lui Dumnezeu. Să-L slăvim pe Domnul, care deși, cum v-am arătat, era persoana cea din totdeauna egal sau prea
preînchipuită cu Melchisedec, fără început, fără sfârșit, fără nimic din asta, era Iisus. El era. Numai în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de 7 ori se repetă acest cuvânt. Era. 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 El era la început. Dragii mei, Dumnezeu prin El a făcut tot ce se vede. Toate au fost făcute de El și prin El și pentru El. Mărit să fie Domnul! Pentru El a fost făcute undele pe care noi vorbim azi. Pentru El a fost făcut tot ce se vede. Și ce minunat! Eu vorbesc aici, fac un gest și undele astea care se transmit prin aparate merg și ele, că se încadrează în undele care sunt în jurul pământului. Într-o singură clipită de ochi, ele ocălesc pământul de 7 ori, apoi se depozitează unde ele se depozitează, în cărțile lui Dumnezeu, și alea se vor deschide în ziua judecății și oamenii își vor da socoteală de binele sau rău pe care l-au făcut când trăia în trup. Adică sufletele noastre sunt în trup. Când trupul ăsta e așezat în țărână, sufletul rămâne cu responsabilitatea și îl va întâlni pe Marele Judecător. Dacă astăzi s-a putut întreba cine-i ăsta, niciodată n-am văzut așa ceva, ce fel de om e ăsta, atunci nu va mai întreba nimeni, că toți îl vor cunoaște. El va fi Marele Judecător și înaintea Lui, cum zicea un vechi poet, înaintea Lui oricare, prea înălțat, bogat sau mare, va fi praf din drum. Acolo nu te ajută cecul, acolo nu te ajută banca, acolo nu te ajută diploma, acolo nu te ajută rangul tău. Acolo ești singur înaintea judecății. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, îndreptați-vă de acum înaintea Domnului și gândul și fapta și umblarea și dezbrăcați-vă de poftele trupești și de gândurile care zboară aiurea, înlocuiți-le cu o cântare în cinstea Domnului, cu o rugăciune de cerere de ajutor și nu vă lăsați bântuiți și nu vă lăsați la dispoziția oricărui duh. Noi venim înaintea Domnului, dar mai întâi fiecare trebuie să-și recunoască păcatele lui. Așa că ne vom ridica în picioare și fiecare din noi să mărturisească înaintea Domnului și să putem cu toții, cel puțin așa în comun: Doamne Iisuse, Te rog, iartă-mă că am mințit. Ziceți cu toți după mine: Doamne Iisuse, Te rog, iartă-mă că am mințit. Nu se aude. Ziceți tare, recunoașteți păcatele. Apoi continuă să zici: ce păcat ai mai făcut tu? Doamne Iisuse, eu m-am certat cu tata, cu mama. Doamne Iisuse, eu m-am certat cu nevasta ca un nebun. Eu m-am certat cu bărbatul ca una ieșită din minți. Recunoști tu aceasta? Recunoști tu aceasta? Iisus vrea să te salveze, dar poți tu recunoaște? Într-un mare congres în Roma, când am strigat la mulțime: trebuie să vă recunoașteți! Și am strigat: dacă cineva
Din mulțimea asta, mii de oameni erau acolo. Este un homosexual să vină în față, să mărturisească. Dacă este un curvar, să vină în față, să mărturisească. Dacă are un omor, să vină în față. Dacă a făcut avort, să vină în față. Dacă a mințit, dacă a înșelat, dacă s-a certat. Bă, știi ce s-a întâmplat acolo? Sute de oameni veneau de să călcau unul pe altul și au început să-și mărturisească toți păcatele lor grave. Apoi, după mărturisirea aceea, Dumnezeu a făcut minuni, glorie Domnului. În Viena, după ce am vorbit despre mărturisire, a început să se ridice în a doua duminică, în plină adunare, tineri și bătrâni, fiecare mărturisea tare, cu gură largă, păcatele care le-a făcut. Și după aceea a intrat între ei un duc de unitate. Toți s-au văzut păcătoși, toți s-au văzut că sunt una, dar Dumnezeu a iertat, a vindecat și a crescut adunarea din Viena, de nu mai încăpea acolo lângă la canalul ăla de Dunăre, și pe stradă și peste tot. Era duminică de duminică și în fiecare timp de adunare nu mai încăpeau. Oamenii erau plini de lacrimi, plini de frică, se temeau de Domnul și Domnul lucra. Când oamenii își părăsesc păcatul, intră harul la lucru. Glorie Domnului! Orice păcat ai, strigă la Iisus, că El e lumina lumii și El luminează și sufletul tău. Glorie Domnului!